Furnizarea pe cald în sistem centralizat în municipiul Suceava nu va mai fi întreruptă în această vară, cum se întâmpla de obicei, când pentru efectuarea reviziei tehnice a centralei sau a altor lucrări la rețele, oprirea dura între 2 săptămâni și o lună de zile. Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că furnizarea apei calde către cele aproape 16.000 de locuințe racordate la sistemul centralizat nu va fi întreruptă, chiar dacă se vor executa lucrări de îmbunătățire a funcționării sistemului pe anumite tronsoane. Am stabilit că în acest an nu se întrerupe apa caldă în municipiul Suceava. Vor fi opriri punctuale acolo unde vom lucra și vreau să vă spun că în acest moment lucrăm la punctele termice din zona Anele Gara Bârdujeni și punctul termic zona Liliacu. La fel, sunt în 10 puncte, se lucrează la îmbunătățirea recirculării. Această recirculare, dacă nu este bună, apa caldă ajunge apă rece la etajele superioare. Tocmai de aceea sunt făcute instalații complementare în așa fel încât să îmbunătățim parametrii apei calde. Îmi bucur faptul că, așa cum știți, acolo s-a schimbat acționarul majoritar la bioenergie. Acum sunt austrieci acționari majoritari. Lucrurile merg destul de bine. V-am spus, au lemne prin curtea, numai unde să-l pună. Disponibilități financiare și și-au exprimat dorința de a mai duce banii din Austria să investească în conducte de transport distribuție, să facem, așa cum am spus, modernizarea acestui sistem. Suntem în discuții să vedem cum putem face, să facem un act adițional la contractul pe care îl avem cu firma Termonet, în așa fel încât să poată interveni să facă aceste lucrări de investiții pe transport distribuție.